Salutare, dragii români! Dacă într-o ediție trecută vă vorbeam despre datele fabuloase ce cuprind Casa Poporului, statistici, topuri și numere, de data aceasta vă voi prezenta câteva deșteptări inedite cu privire la legendele care bântuie de zeci de ani holurile Palatului Parlamentului. Se zice că palatul este bântuit de fantome, asta pentru că acolo au murit, din date oficiale, 27 de muncitori. Desigur, poveștile spun că cifrele sunt mult mai mari și că mulți dintre cei care îndrăzneau să fie curioși mai mult decât permitea bunul simț, erau aruncați într-un puț adânc, iar peste ei era aruncat alcool, așa încât lumea să creadă că au murit accidental din cauza băuturii. La construcție au participat muncitori civili și militari. Prin buncăre, la subsol și prin tuneluri, aveau voie să intre doar militarii, asta pentru că multe dintre proiectele de acolo erau secrete. Cu toate acestea, de morți accidentale nu au scăpat nici militarii. Doi dintre ei și-au pierdut viața într-un mod necunoscut până în ziua de azi. Cele mai groaznice povești sunt a doi tineri care au fost zidiți de vii. Unul dintre ei a fost un tânăr de doar 27 de ani, care pentru că nu a reușit să intre la facultatea de construcții, s-a angajat pe șantier la Casa Poporului. În martie 1989, acesta și-a vizitat părinții, apoi s-a dus la muncă, doar că de atunci nu a mai dat niciun semn. Îngrijorată, mama acestuia s-a dus în București să afle unde e băiatul ei. Se spune că era în autobuzul care ducea spre șantier, când a auzit mai mulți muncitori cum povesteau că tânărul a căzut într-un zid în care era ciment proaspăt turnat. Alte voci spun că tânărului i-a rămas o mână afară, pe care muncitorii au tăiat-o și au ascuns-o în moloz. Altă victimă a palatului a fost Ana, care a avut un sfârșit asemănător. Se spune că a căzut accidental într-un puț și acolo a rămas. De atunci, mai mulți gardieni s-au plâns că noaptea se aud șuierături ciudate și alarma se pornește din senin. Unii chiar au declarat că au văzut o fantomă, o fată de vreo 20 de ani, îmbrăcată într-o rochie vaporoasă de vară și care le cerea ajutorul. Că e bântuită sau nu, cert e că la Casa Poporului și-au bătucit degetele zeci de mii de oameni. Despre covorul din Sala Unirii se spune că a fost realizat dintr-o bucată și introdus cu macaraua prin tavan. Alții spun că pentru introducerea lui a fost dărâmat un perete exterior. Și mai sunt două povești. Una despre draperiile de catifia care au fost cusute manual de călugărițele din mănăstirea Agapia și Văratic și alta despre mesajele scrise de zidari pe pereți. În 2006, Casa Poporului era estimată la 3 miliarde de euro. Cheltuielile sunt și ele pe măsură. Doar gigacaloria și iluminatul electric ajung la 6 milioane de dolari pe an, asta și pentru că unele candelabre au și câte 700 de becuri. Înlocuirea unei clanțe poate costa și 1000 de euro, iar de aici putem lesne înțelege că pentru întreținerea Casei Poporului este nevoie de un buget cât pentru un mic oraș. De spus, ar mai fi multe de spus, însă mai multe informații inedite despre Casa Poporului vă las pe voi să descoperiți. Până data viitoare, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!